Sărut, mâna, bună ziua! Mulțumim că ați răspuns invitației noastre la ultima conferință de presă din această campanie. Închidem această campanie aducând în primul rând mulțumiri tuturor celor care s-au implicat alături de noi, romașcanilor care au reacționat mereu pozitiv la întâlnirile pe care le-am avut în cartiere, în scări de bloc, pe alei, acasă la ei, unde am discutat, unde avem confirmate lucrurile pe care le știam, pentru că avem lucrurile bine așezate, bine structurate, încă din dezbaterile publice pe care le-am avut atunci când am configurat strategia de dezvoltare a municipiului Roman pe perioada 2014-2020. De asemenea, mulțumim tuturor romașcanilor care au avut încredere în echipa Leoreanu Micu atunci când am lansat programul Roman 2020, un program care a fost votat în mare majoritate de către romașcani, obținând în vara anului 2016 cel mai mare scor de primar de municipiu din România și o majoritate convingătoare în Consiliul Local, 15 consilieri din cei 21. Programul merge mai departe, dorim să-l implementăm așa cum am promis. Echipa rămâne aceeași, numai că a înregistrat o dilatare, în sensul în care să acoperim și faza națională. În sensul în care echipa Leoreanu, primar Lucian Micu, viceprimar, în momentul de față este Leoreanu deputat, Lucian Micu primar. O echipă care dorește să aibă un lobby puternic și la București și, după cum ați văzut în ultimul timp, au fost activități susținute, au fost și rezultate frumoase pe care le-am obținut la București, în strânsă legătură cu primarul Lucian Micu. Eu cred că și aprecierile care ne-au venit din partea unor instituții publice care monitorizează activitatea demnitarilor, această apreciere pe măsură să ne onoreze prin faptul că am fost în luna aprilie cel mai activ primar, prin ceea ce înseamnă interpelări, moțiuni, declarații publice, dar mai mult decât atât și inițiative de legi și de amendamente. Un rezultat important pe care l-am obținut pentru Roman și pe care l-am constatat că va trebui să îl obținem este acea modificare a codului fiscal prin care în anul 2016 romașcanii care dețin terenuri agricole în intravilanul municipiului Roman plătesc primii 400 de metri pătrați ca teren curs construcții, ceea ce a dus la o majorare a impozitului de 4-5 ori. Am venit cu o inițiativă proprie pe care am susținut-o un grupul deputaților PNL, a fost agreată și semnată de colegii mei deputați PNL, am trecut-o prin Comisia de Buget Finanțe și a fost propusă Parlamentului. 92% din membrii Parlamentului au aprobat această modificare de cod fiscal, prin care, începând cu anul următor, vom reveni la impozitul pe care romașcanii îl aveau și înainte. Mi s-a părut o nedreptate, suferința, durerea, oful lor l-am luat în sufletul meu, l-am dus mai departe și am obținut un rezultat bun pentru mine ca parlamentar, dar în primul rând consistent pentru romașcanii care dețin aceste curți, aceste grădini în municipiul Roman și plăteau un impozit nejustificat de mare. De asemenea, am avut colaborări la nivel guvernamental, împreună cu domnul primar Lucian Micu, am mers și am căutat soluții. Ne-am canalizat pe proiecte și dezvoltare. Nu ne aplecăm și nu ne răspundem nici unor atacuri, înjurii sau mizerii care vin din partea adversarilor noștri politici. Mergem pe un drum pe care romașcanii deja l-au agreat în vara anului 2016 și din care au mai rămas 3 ani. Au avut încredere în acea echipă și eu sunt convins că vor avea încredere și în continuare. Știu și cunosc că o parte din romașcani au fost supărați pentru că n-au înțeles plecarea mea la București. Am simțit că nu avem susținere la nivel național și atunci am decis, pentru că cunoșteam mecanismele guvernamentale, modul de lucru din Parlament, să fac acest pas, dar nu am lăsat un gol în spate. Am lăsat un om, Lucian Micu, cu care sunt în echipă de 7 ani, din care 5 ani mi-a fost viceprimar, care a lucrat, a implementat, a dezvoltat și cunoaște foarte bine situația din primăria municipiului Roman,
ca organ executiv de implementare a proiectelor și a dezvoltării municipiului Roman, dar cunoaște și Romanul ca zonă, ca rețea, ca oameni, ceea ce este foarte important, fiind mereu în rândul oamenilor. Este un om dintre oameni, pentru oameni. Și dacă romașcanii au avut încredere și știu că m-au iubit, și eu cred că chiar dacă unii dintre ei s-au supărat, mă iubesc în continuare, îi sfătuiesc să aibă încredere în Lucian Micul, viitorul primar al municipiului Roman, care candidează de pe poziția 3 pe buletinul de vot. Sunt convins că putem duce mai departe drumul pe care l-am început. Și pentru aceasta venim cu date concrete. Adversarii noștri politici spun că dânșii au guvernul și că îi va susține. Haideți să vedem ce guvern au. Un guvern care zilele trecute a dat o mare leapșă românilor. Un guvern care și-a asumat legea salarizării unitare, pe care o așteptau toți românii și pe care eram dispuși și noi să o votăm. Pentru că se anunțau majorări salariale în sistemul de învățământ, atât pentru profesori, personalul didactic, auxiliar și nedidactic, în sistemul de sănătate, medici, asistente, infermieri, toți cei care lucrează în justiție, în Ministerul de Apărare, în administrația publică locală, partea de demnitari. Ce a făcut acest guvern? A decis cu două zile înainte de a se aproba legea salarizării unitare să proroge termenul de majorare a salariilor la 1 ianuarie și pentru profesori, și pentru doctori, și pentru justiție, și pentru apărare, și pentru funcționari publici, și pentru administrația locală, mai mult decât atât, diminuând și procentul pe care îl anunțase. Și vă dau două exemple. La profesori se anunțase majorare cu 50% și la medici cu 100%. În momentul de față se merge doar pe 25%. Iar în ziua votării legii vin cu a doua leapșă care pune, eram să spun cireașa pe tort, dar bomboana pe colivă, că nu se mai măresc salariile de la 1 ianuarie, ci de la 1 martie. Ceea ce înseamnă până la urmă o analiză, un vot probabil dat la rectificarea din iulie și să vedem dacă vor fi bani. Nu așa au spus românilor că vor mări salariile dacă sunt bani. Au spus că le vor mări, că au bani și știu cum, când și de unde. Iată, se dovedește că n-a fost așa. Și ca o dovadă, ca un argument în plus, domnul Liviu Dragnea a ieșit la tribuna Parlamentului și a spus că este supărat că premierul Grindeanu și ministrul de finanțe Ștefan Viorel nu sunt prezenți în sală, deși au anunțat că vin și susțin legea. Ceea ce înseamnă că cei doi oameni și-au dat seama că nu pot susține o asemenea lege care nu are sustenabilitate. Dincolo de acest lucru, vă aduceți aminte că eu personal am anunțat și la postul Realitatea și la postul Național, în grupul Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, i-am făcut o invitație domnului prim-ministru la ora guvernului, lunea de la 17 la 18, dar și domnului Ștefan Viorel, și ca să vedeți buna mea credință. Domnul Ștefan Viorel, un profesionist, un om pe care îl cunosc pentru că am fost colegi în Comisia de Buget Finanțe până a fi ministru. Un om care spune lucrurilor pe nume. Iată că de această dată dânsul nu a venit, a refuzat, pentru că a spus că nu poate justifica în acest moment. E ușor să vindem chimere oamenilor, e ușor să-i păcălim și pe urmă să le explicăm cum nu se poate. Mai mult decât atât, s-a făcut promisiunea în această campanie pentru a da susținere candidatului PSD că premierul Grindeanu și ministrul Ștefan Viorel de Finanțe vor veni la Roman să dea susținere candidatului Partidului Social Democrat. Nu au venit, dar nu numai că n-au venit, în plus au fost și terfeliți de postul național, de posturile naționale, prin faptul că conducerea Partidului Social Democrat de aici, de la Neamț, a nominalizat în funcție de secretar de stat, ca șef a funcționarilor publici, o persoană tânără de 27 de ani, tot respectul pentru tineri de această vârstă, care se pot afirma, dar care trebuie să aibă în spate și o zestre profesională. Ori această persoană nu avea nicio experiență în ce înseamnă administrație, în ceea ce înseamnă gestionarea resursei umane pe funcționari publici, iar presa națională a atacat vehement și în unanimitate
chiar și cea care înclină către o barcă sau alta împotriva acestei nominalizări, fiind atacat și președintele PSD Neamț și premierul Grindeanu. Drept care premierul Grindeanu și-a dat seama că nu mai poate să susțină reprezentanța ai PSD-ului din Neamț și ca urmare a zis că nici nu a venit în județul Neamț. Noi venim cu lucruri concrete. Am propus oamenilor, prin strategia de dezvoltare, apoi prin Roman 2020, proiecte. S-au văzut în cei 9 ani. Au fost și neîmpliniri. Nu suntem perpetuum mobile de speța întâi. Dar ne-am zbătut și am încercat să facem lucrurile să meargă pe o cale dreaptă și corectă. Și ca atare, orașul s-a dezvoltat. Am avut ocazia, am promis și am demonstrat. Alții au avut ocazia, au promis și au înșelat așteptările românilor la nivel național prin legea salarizării unitare, dar și așteptărilor. Haideți să ne aducem aminte când avea ocazia să facă un lucru nu pentru Leoreanu, nu pentru primărie, ci pentru Romașcan și pentru toți cei din comunele din jurul Romanului, când și-au asumat să plătească ultima tranșă pentru aparatul de radiologie de la Roman. Au avut posibilitatea să facă acest lucru. O făceau pentru Romașcani. Nu au făcut-o. Am venit, am căutat soluții și am rezolvat. Avem astăzi cel mai modern aparat de radiologie din Moldova. Totul prin efortul romanului și a romașcanilor. Iată diferența. Unii promit și trag leapșă. Alții promit și confirmă. Eu zic că romașcanii pot să aleagă cu mare deschidere, conform propriei conștiințe. Mai mult decât atât, eu le propun un om care deja cunoaște administrație publică locală, un om implicat în proiectele care s-au finalizat, un om implicat și dedicat în proiectele care se implementează, un om care cunoaște proiectele ce trebuiesc implementate și care are stabilite deadline-uri, are stabilite surse de finanțare, etape de parcurs pentru rezolvarea acestor proiecte. Și am să lăs pe urmă pe domnul primar Lucian Micu să vă spună, dincolo de partea de a rezolva probleme la nivelul municipiului cu ceea ce se poate aici, ceea ce deja avem ca rezultate obținute și de la nivel național pentru Roman. Credem că aceste lucruri pot să meargă mai departe. Eu vă spun că un om nou, până învață și care n-a făcut administrația, cineva poate să mă întrebe, da, domnule primar, da, dumneavoastră, când ați venit primar și erați nou, cunoșteați? Cunoșteam în foarte mare parte, pentru că fusesem director de colegiu, deci a unei instituții publice, 11 ani, prin care la acea vreme am atras cel mai mare proiect cu fonduri europene din Moldova, nu din Roman, nu din Neamț. 1,5 milioane de euro la Colegiul Tehnic Miron Costin pentru modernizarea bazei de alimentație publică și turism. Deci veneam cu un background, lucram într-o echipă la nivel județean, fusesem metodist, fusesem un expert în educație, cunoșteam partea de educație, cunoșteam bine partea de sănătate, aveam un atribut pe care deja mi-l exercitasem în Consiliul Local, făcusem parte din grupul de lucru al strategiei de dezvoltare a municipiului Roman perioada 2007-2013. Da, am venit primar nou, dar având o zestre în ceea ce înseamnă cunoașterea. Ca să fii un primar bun, trebuie să ai măcar cunoaștere. Iar dacă ai cunoașterea, e o condiție doar necesară, nu și suficientă. Trebuie să fii dedicat, implicat și să te ocupi de oraș, de romașcani, nu de afacerile tale. Pentru că altfel, vorba românului, vei fi mereu cu un ochi la slănină și cu unul la făină. Unul când la oraș, unul când la businessurile tale. Trebuie să fii un om implicat, într-adevăr, în ceea ce înseamnă municipiul Roman. Iar Lucian Micu este un astfel de om. Este un om pe care îl recomand cu toată încrederea și garantez. E vorba doar de un rest de mandat de 3 ani. Dacă nu confirmă dumneavoastră peste 3 ani, puteți să luați decizia când va veni să ceară votul din nou, să nu-l votați. Dar un rest de mandat de 3 ani, dintr-un mandat în care romașcanii ne-au votat, ne-au dat încrederea pe acest proiect Roman 2020 și eu am toată încrederea că Lucian Micu îl va duce mai departe. Pentru că are și cunoaștere, de știe, poate și vrea. Am văzut împreună cum a soluționat o situație de criză în municipiul Roman. Avem și exemple, nu de mult trecute prin fața ochilor noastre. Incidentul de la Piatra Neamț, similar, tot cu conductă de transport, unde a durat 4 zile. Avem la Bacău
unde a durat 6 zile, acolo unde oamenii și-au manifestat pe străzi nemulțumirea. Lucian Nicu a fost prezent acolo. Spune cineva, păi ce aș dacă a fost prezent, a intrat el în groapă cu cheia? Nu, dar a fost mereu acolo, pentru că în momentul când se decidea doar să se blindeze acea țeavă și să se lase pe o presiune mai mică până trec zilele de sărbătoare, adică cele 4 zile, gândiți-vă că oamenii de la etajele superioare din Roma nu ar fi avut apă. A decis și a impus prin atitudine și prin prezență ca problema să se rezolve. A sprijinit deplasarea la Bistrița și la Brașov pentru a se aduce acele piese de reparație și a stat acolo până când problema s-a rezolvat. Asta înseamnă să fii dedicat, asta înseamnă să fii implicat. Eu nu sunt mulțumit că am avut o situație de criză în Roman, dar am totuși în momentul de față o satisfacție prin faptul că a fost și Lucian Nicu a gestionat-o. A dovedit că are abilitate și competență să poată soluționa o astfel de situație de criză. Îl felicit pentru modul în care s-a dedicat și pentru modul în care s-a implicat. Deci, pe lângă cunoaștere, pe lângă implicare, iată că cunoaște foarte bine și sistemul de lucru din primărie. Păi numai să înveți toate birourile cu șefii de servicii, direcții, compartimente, fiecare de ce răspunde, fișa atribut de fiecare om din compartiment trebuie să știe de ce se ocupă și ce face. Și așa, fiind o armată de oameni pe diferite compartimente, păi numai direcția de asistență socială, direcția de urbanism, și așa nu întotdeauna poți să ai o supraveghere punctuală. Dar atunci când nu știi, sigur, sigur, îți scapă foarte multe lucruri. Scăpându-ți foarte multe lucruri, apar sincope. Apărând sincope, apare într-adevăr o distorsionare a drumului dezvoltării pentru municipiul Roman. Este o șansă pentru Roman să continuăm acest drum. Acum 9 ani am început împreună. Am promis și am făcut. Acum din nou venim în fața dumneavoastră promițând și vom face cu un om care deja face și de care deja și-a dat măsura valorii sale. De aceea eu îi îndemn pe romașcani cu toată căldura. Alegeți profesionalismul, alegeți competența, alegeți oamenii care au știință despre aceste lucruri, alegeți oamenii care se implică și care și atunci când nu găsesc o ușă, găsesc o cheie și pot rezolva o problemă, o problemă aici în comunitate. Eu sunt convins că Lucian Nicu este primarul care va fi dedicat romanului și romașcanilor, care este implicat și care va dovedi că va fi unul din cei mai buni primari ai municipiului Roman. Domnule primar, vă rog. Domnule deputat, stimați invitați, dragi romașcani, eu vreau doar să spun că am venit în fața romașcanilor cu un program. Un program Roman 2020, la care am lucrat încă din primăvara anului trecut, atunci când am pregătit alegerile locale din 2016. Exact așa cum spunea și domnul deputat, în 2016 romașcanii au dat un vot de încredere primarului de la acea vreme, cel mai bun scor de primar de municipiu din România. E un program care astăzi e doar puțin actualizat, în sensul în care am eliminat din acel program ceea ce s-a realizat în acest an de zile și mai mult am adăugat proiectele noi pe care le avem în lucru. Legat de colaborarea cu domnul Leureanu, sigur că în ceea ce a privit relația primar-viceprimar o pot aprecia ca o relație extraordinară și mai mult decât atât îi mulțumesc pentru faptul că mi-a dat încredere și am putut să performez în acești 5 ani și să cresc de la un an la altul, să acumulez din ce în ce mai multă experiență. Mi s-au dat proiecte pe mână din ce în ce mai importante. Mă bucur că la acea vreme a avut încredere în mine și sper că astăzi, prin ceea ce fac eu la nivelul primăriei municipiului Roman, să-i întorc acea încredere. Sigur că proiectul nostru, programul nostru Roman 2020, e construit pe nevoile reale ale romașcanilor. În cei 5 ani de când am lucrat împreună în primărie și alți 2 ani înainte, cât am colaborat din postura de director al unei societăți a Consiliului Local, am avut ocazia să luăm pulsul cetățenilor. Nevoile oamenilor să fie cunoscute de către noi și mai mult decât atât puse în practică.
Noi nu avem nevoie să ne întâlnim azi cu romașcanii ca să știm ce nevoie au mâine. Noi ne-am întâlnit ieri și știm care sunt nevoile de azi și de mâine. Avem proiecte și programe deja pregătite. Păi să vă spun numai câte proiecte avem deja depuse pe diferite linii de finanțare. Programe cu finanțare europeană avem Casa Celibidache, Casa Personalități, Muzeul Personalităților Romașcane, Parcul Jora, Parcul Zăvoi, proiectul de reabilitare a blocurilor termic. Avem de asemenea încă două proiecte care sunt în lucru și care au termen de depunere luna august. E vorba de Creșa Smirodava și Centrul Cultural Multifuncțional Unirea. Avem de asemenea proiecte și studii de prefezabilitate, așteptăm din toamnă deschiderea liniilor de finanțare pentru Centrul de Imagistică la Spital, proiect de 4,5 milioane de euro și de care Spitalul Municipal de Urgență are atât de mare nevoie. Avem proiecte depuse prin Planul Național de Dezvoltare Locală, iar aici vreau să vă spun că deja colaborarea între primarul Lucian Micu și deputatul Laurențiu Dan Leoreanu funcționează. De ce spun acest lucru? Pentru că deja în urma acestei colaborări am adus deja peste un miliard de lei vechi pentru sensul giratoriu Poarta Nord, completare la suma care era deja alocată. Mai mult decât atât, reușim să aducem în această lună finanțare pentru un proiect și un program foarte important pentru locuitorii cartierului Petru Rareș. E vorba de programul de canalizare și ape pluviale. Știm foarte bine că acest cartier se află într-o zonă foarte joasă, cu pânza freatică ridicată și întotdeauna numai noi știm câte nopți am stat împreună în acele zone pentru a scoate apa din casele și din curțile locuitorilor acestor oameni. Drept pentru care vreau să vă zic că avem și vom aduce finanțare la sfârșitul acestei luni de circa 30 de miliarde de lei vechi, bani care vor veni de la Guvernul României. Mai mult decât educațională ne interesează, avem depus un proiect pentru reabilitarea și mai mult decât atât dotarea Liceului Tehnologic Vasile Sav, proiect de aproximativ 50 de miliarde de lei vechi. Deci iată o colaborare care reușește să aducă bani de la guvern, indiferent cum se cheamă acest guvern. Pentru că am observat un lucru. Încearcă să induce ideea că dacă ai primar de o culoare, ai Consiliul Județean de o culoare și ai guvernare de o culoare, în acea localitate va curge lapte și miere. Ori eu am văzut foarte multe localități unde există această triadă, dar unde, din păcate, după un an de zile, nu a venit absolut nimic. Vreau să vă zic că în momentul de față, la nivelul guvernului, sunt niște programe și niște proiecte și niște scheme foarte clare prin care se alocă fondurile. Nu mai există ca în trecut acele intervenții ale unor baronași locali care se intervină în stânga și în dreapta pentru atragerea de fonduri, ci sunt niște criterii foarte clare de depunerea proiectelor și de ierarhizarea lor. Drept pentru care vă spun că în acest moment Primăria Municipiului Roman, prin colegii din Primăria Municipiului Roman care au experiență în a face aceste proiecte, e capabilă să-și atragă singură sursele de finanțare. De aceea, ca o analiză a ceea ce v-am prezentat până acum, vreau să fac și un rezumat al acestor două săptămâni de campanie. Vreau în primul rând să le mulțumesc tuturor romașcanilor cu care m-am întâlnit în aceste două săptămâni de campanie. A fost o perioadă grea pentru mine, o perioadă în care am fost aproape în fiecare zi atacat de adversarii politici. Am încercat pe cât posibil să nu răspund acestor atacuri și să mă axez doar pe proiectele pe care noi le avem de prezentat romașcanilor, proiecte care sunt certe, proiecte care au surse de finanțare și proiecte care sunt fezabile, proiecte care sunt rezultate din întâlnirile cu cetățenii municipiului Roman și care relefează întru totul nevoile reale ale romașcanilor. Vreau să vă zic că la aceste întâlniri cu oameni am fost în foarte multe cartiere din municipiul Roman. Sunt zone unde am fost din poartă în poartă, din ușă în ușă. Le mulțumesc tuturor romașcanilor cu care m-am întâlnit și care mi-au dat o energie pozitivă, m-au încărcat pozitiv prin discuțiile pe care le-am avut. Le mulțumesc tuturor pentru susținerea arătată în aceste două săptămâni de campanie și mai mult decât atât,
vreau să invit pe toți romașcanii la vot. Sigur că am întâlnit și oameni cu alte simpatii politice și trebuie să-i respectăm. Eu mi-am propus să fiu primarul tuturor romașcanilor, indiferent de simpatiile politice. Întotdeauna am răspuns favorabil tuturor solicitărilor romașcanilor, indiferent de faptul că aveau simpatii față de un om sau de un altul, față de un partid sau de un altul. Așa cred eu că trebuie să fie un primar responsabil și dedicat comunității sale, indiferent de simpatiile politice pe care le au cetățenii. De aceea, fac un apel în primul rând la romașcani, duminică, 11 iunie, să se prezinte la vot. Cred eu că este gestul cel mai corect cetățenesc pe care trebuie să-l facă romașcanii, să se prezinte la vot. Și care dintre candidații care i-au convins cel mai mult, cei care au depus proiectele cele mai bune, cele mai fazabile, cu surse de finanțare, să primească votul romașcanilor. Și vreau să le mai transmit ceva romașcanilor, că de pe data de 12 iunie ne revedem la primărie. Vreau să închei și eu, mulțumind și echipei noastre, echipei din Partidul Național Liberal, parlamentarilor noștri, persoanelor din conducerea Partidului Național Liberal care au venit și ne-au dat susținere, tuturor celor care cred în această echipă, care cred în Lucian Micu și așa cum romașcanii au crezut și cred în mine, așa și eu cred în Lucian Micu. De aceea îi invit să creadă în Lucian Micu, să-l voteze pe 11 iunie, punând ștampila pe poziția 3 pe buletinul de vot. Este cel mai bun candidat pentru primăria municipiului Roman în momentul de față. Spun unii, așa cum se vorbea despre susținere guvernamentală, PSD-ul deja este de un an la putere. Întrebați primarii din jurul Romanului PSD dacă sunt mulțumiți și o să înregistrați o nemulțumire majoră. Păi dacă nu le-ai adus fonduri și nu i-ai sprijinit pe cei pe care i-ai lângă tine de ani de zile și care au militat pe baricadele PSD-ului, vor veni acum cu atenția direct către Roman? Eu vă spun că nu se va întâmpla așa. Este doar o dorință de a pune mâna pe Roman și de a întoarce înapoi în PSD. De a întoarce înapoi Romanul în urmă cu 9 ani. Dragi romașcani, nu lăsați să se întâmple acest lucru. Nu pentru mine, nu pentru Lucian Micu, ci pentru dumneavoastră și pentru Roman. Gândiți-vă câți oameni au ieșit în stradă, sute de mii de oameni, pe ordonanța 13, cu justiția, pe ordonanța 6 și 7, în care era abolită indisciplina financiară. Și oamenii aveau o mare tristețe că nu au avut inspirația să meargă la vot și să poată să-și exercite un vot astfel încât să fie conduși așa cum își doresc ei. Haideți să facem ca pe 12 iunie să nu ne pară rău că n-am fost la vot pe 11. E în puterea noastră. Doar 10 minute și putem fi mai departe un roman european, un roman în dezvoltare cu Lucian Micu, primarul municipiului Roman, un primar de nădejde și pentru viitor. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Am auzit, eu nu mai eram prezent pentru că trebuia să ajungem la o altă întâlnire, această declarație a domnului manager de calitate care a spus că a rămas uimit de cum arată spitalul din Roman, pus la punct. Iată că omul se învață foarte repede cu binele și uită cum arăta spitalul acum 9 ani. Gândiți-vă că din toate secțiile din spital, doar 3 mai sunt de modernizat, toate sunt făcute la nivel european. Iar pentru una dintre cele 3, deja lucrările se află în procedură de licitație.
Eu sunt convins că Lucian Micu va definitiva ceea ce am început. Îi mulțumim pentru apreciere, mai ales că e un om neutru, domnul manager de calitate, care a apreciat ce s-a făcut la Spitalul Municipal din Roman și eu sunt convins că și medicii, asistenții medicali, infirmierile, dacă fac un exercițiu de imaginație și se duc în urmă cu 9 ani, își aduc aminte ce spital aveau și ce spital au acum, pe care mulți din țară îl invidiază. Urbanismul, taxe și impozite, direcții mari, grele. Cum vedeți posibil să continuați activitatea aceasta în domeniile respective? Vor veni perioade grele, mai ales pe sociale. Da, eu din punctul meu de vedere zic că în momentul de față sunt pregătit pentru a face față tuturor provocărilor, sunt capabil să răspund solicitărilor tuturor romașcanilor și de asemenea ceea ce mă interesează cel mai mult este ca activitatea în echipă pe care o desfășurăm la nivelul primăriei municipiului Roman să meargă mai departe în scopul dezvoltării municipiului Roman. În primul rând că nu ni s-a propus o asemenea întâlnire, iar în al doilea rând am fost, să spunem așa, oameni de onoare. Vă dați seama că într-o asemenea de confruntare, Lucian Micu i-ar fi făcut pilaf pe ceea ce înseamnă administrație publică. Niciunul din ei, cu tot respectul, ca oameni, dar în momentul când ai o experiență... Na, puneți-mă pe mine într-o confruntare acum cu un chinez, să dau dovadă cum vorbesc eu limba chineză. Vă dați seama că nu aș avea nicio șansă. Așa și ei. Una e să fii părărist și alta e să fii specialist. E diferență între a cunoaște și a avea impresia că cunoști. Lucian Micu are în spate experiența care i-a dat această cunoaștere. Asta nu înseamnă că în timp oamenii nu pot să cunoască. Dar uitați cum am crescut eu. Eu când am venit profesor, am fost prima dată profesor la catedra, am predat. Pe urmă șef de comisie metodică. Pe urmă membru în Consiliul de Administrație a Colegiului. Pe urmă director adjunct. Pe urmă director general. Pe urmă consilier local. Pe urmă șeful corpului de control al inspectorului general. Pe învățământ. Pe urmă metodist. Pe urmă expert în educație. Pe urmă primar. Deci lucrurile cresc cumva într-un ritm... normal. Nu poți să sari direct din vale pe vârful muntelui că s-ar putea aerul rarefiat să te amețească și să cazi. Așa și Lucian Micu. A pornit consilier, a venit viceprimar. În momentul acesta, având și o perioadă de jumătate de an de primar, deja a confirmat și poate să acceadă la funcția de primar cu cele mai mari șanse și de departe ca cel mai bun candidat pentru funcția de primar a municipiului Roman. Bun, deci nu ați primit o... Nu. Nu. Dar ce v-am spus de ce n-am făcut-o, din eleganță. Cum apreciați afirmațiile peiorative din ultima conferință de presă al domnului care v-a catalogat din nou spus aceeași letie că sunteți rezultatul de mai puțin din sfert? Eu, corect, vă răspund foarte elegant. Și fără să aduc nicio jignire, eu personal la Orențiu Leoreanu, pentru că nu vreau să mă cobor acolo. Vă spun așa, că eu am ieșit deputat pe un vot dat corect și legal și în urma unui mecanism recunoscut la nivel național și votat prin Parlament. Așa este. Având cele mai multe voturi dintre candidații care nu și-au luat deodată mandat întreg, am primit puținul de care mai aveam nevoie și am ieșit deputat. Nu consider o jignire. Mai mare jignire o consider pentru acel pe care presa națională, rețele de socializare și specialiștii l-au catalogat la un moment dat deputatul porno, iar în ultima perioadă, acum o săptămână, tăurașul erotic. Cred că este mult mai jignitor. Eu nu folosesc asemenea cuvinte, dar le-am văzut în presa națională alături de poza domnului care a afirmat
despre mine că sunt din resturi. Pentru mine voturile oamenilor nu sunt niciodată resturi. Și un vot, dacă îl primez, mă onorează și merită să lupt pentru el. Alții care au alte preocupări, care îi duce în partea eretico-pornografică, ar trebui să se abțină mai mult. Deci răspunde domnule Nicu celor jignite care au fost aduse. Eu nu am făcut altceva în această campanie decât să-mi promovez proiectele pe care vreau să le implementez la nivelul municipiului roman. Restul, ceea ce fac ceilalți, este strict problema lor. Vă mulțumim frumos. Mulțumim. Și pentru obiectivitate și pentru deschidere. Vă urăm o zi bună și sperăm după 11 iunie să putem continua acest drum al dezvoltării municipiului roman cu Lucian Micu, primarul Romanului.